Stadionul Depou a găzduit sâmbătă o dublă confruntare între juniorii CFR Romgaz Craiova și cei echipei CSM Vâlcea în etapa 14-a campionatului național Seria 4. La Republicani A s-au impus vâlcenii antrenați de Alex Ciobanu cu scorul de 3-2, la capătul unui joc tensionat, dar cu multe ocazii. Golurile craiovenilor au fost marcate de Adrian Vladu în minutul 26 și Irinel Lică în minutul 69. Antrenorul juniorilor A, Florin Șoavă, spune că echipa sa nu merita să piardă. O înfrângere neașteptată. Începuseră foarte bine. Ce s-a întâmplat? După o repriză, o primă repriză pe care am controlat-o în totalitate, am și condus cu 1-0, un joc perfect. A venit o greșeală la prima acțiune, minutul 1, am intrat a doua repriză și au egalat. Ne-au întors rezultatul, cea o echipă bună, o echipă care e pe locul 3. Alături de CSU și de Pandurii sunt primele 3 cele mai bune, le consider cele mai bune echipe din serie. Dar astăzi eu cred că nu a existat nicio diferență între noi și ei. Păcat, am pierdut un meci bun, trebuie să ținem fruntea sus și să mergem înainte. În schimb, la Republican B au avut câștig de cauză ceferiștii lui Marian Vulpe și Ionuț Borcoș. CFR a fost net superioară și s-a impus cu scorul de 4-0 prin golurile marcate de Adrian Fieraru, Răzvan Lițu de 2 ori și Raul Zamfir.